acolo și nu numai, pentru că noi trebuie să valorificăm potențialul turistic care îl avem. Dacă pentru tratament, atât în Slănic, cât și în Târgoviște, în Salina sau la tratamentul pe care face fiecare pensiune, cu timpul liber stă mai prost organizat, să spun așa. Pentru că după terminarea tratamentului, trebuie să descoperim obiective turistice pe care să le facem cunoscute și să organizăm aceste excursii și de aceea eu aș propune ca astăzi să vedeți că noi avem un punct turistic, acest punct pe care îl vedeți aici, pe care noi l-am realizat printr-un proiect, avem și o dotare corespunzătoare, după ce terminăm o să vedeți ce dotare avem, avem și doi salariați, mai avem un post, vom angaja și a treia, și am dorit ca acest punct să vă fie de folos dumneavoastră. În ce sens? Dacă noi știm toate obiectivele turistice, le facem promovare în pensiunile turistice ale dumneavoastră, de asemenea, pensiunile turistice să fie cunoscute de toți cei care se ocupă de turism. Vă dau un exemplu, izvoarele de la Târgovna, cele 7 izvoare, care au acreditarea necesară și au și recomandările făcute din Institutul de Balneologie, sunt puțin cunoscute și eu sper că la terminarea discuției de astăzi vom da la fiecare pensiune un document care să fie afișat la toate pensiunile pentru a putea fi cunoscut. De fapt, o să facem și o vizită la izvoare. Cam acesta este scopul nostru de astăzi. Cred că este bine să dăm director Dima să prezinte proiectul și apoi să începem discuțiile referitor la proiect, dar și la ce putem face împreună pentru binele locuitorilor din cele două stații. Mulțumesc! Inclusiv a utilităților în portul drumului. Și avem făcut o prezentare a străzilor
strada Maior Roșiță, strada Nicolae Apănaș, Oiescu Rămadă, Ieremia Grigorescu, Alexandru Cercur, Toată Antienul 7, Toată Toamne, Întâna Toată Rece, Radului, 1 Mai, Cata Răducanul, Corul de Fier, Ion de Acumescu, Chisești, Codei, Cortus, Mihai Ionescu, Sucul Vasmirescu, Verii, Gării, Petre Istrescu, Cata Valiu. De asemenea, pot apărea modificări chiar și pe pentru aceste străzi vizate. Posibil să mai apară alte străzi în funcție de valoarea, valoarea la care se va lucra proiectul. Pe slide-ul următor, am încercat să prezentăm o planșă cu investițiile ce vor fi vizate din proiect. De asemenea, aveți câteva prezentări chiar și noi astăzi. Aici vedem cu cadrul străzile care vor fi modernizate prin proiect și chiar zonele în care vor fi realizate parcuri pentru rădăcini. De asemenea, alte acțiuni principale pe care le avem în vedere pentru atingerea obiectivului respectiv 1. Reabilitare a linii pietonale, una dintre obiectivele din viața pietonală Victoria, apoi amenajarea locului de parcare în zona străzilor cu buste modernizări și care permit astfel de investiții. Trecem la obiectivul specific 2. Ne propunem de asemenea să dezvoltăm și să modernizăm în un alt punct în vederea creșterii siguranței cetățenilor, turiștilor și punerii în valoare a infrastructurii turistice a staționării. Obiectivul specific 3. Revitalizarea și creșterea atractivității turistice, ofertei turistice a stațiunilor, a stațiunii banii informatice, încurcat datorită diversificării și modernizării infrastructurii de petrecere a timpului liber, prin amenajare de piste de biciclete, spații verzi, spații destinate a trenetică și recreere. Și mai departe avem acțiunile principale care le avem în vedere pentru atingerea obiectivului specific. Ca prima acțiune a fost amenajare de piste de biciclete, care să asigure o conectivitate a principalului puncte de atracție ale stațiunii. Avem și, să spunem, obiectivele turistice care le-am luat în calcul sau obiectivele care le-am luat în calcul să le asigurăm o conectivitate. Apoi, element sau de recreere în zona de bar Mădura, piațeta primăriei și zona de campare Pisești. Obiectivul specific 4. Ne propunem să asigurăm o funcționalitate optimă, estetică și de confort a infrastructurii de recreere și agrement, modernizate prin echiparea cu mobilierul urban specific, plânci, coșuri de gunoi, rastele pe ciclete, jardiniere, foișoare. De asemenea, prin proiect ne propunem să creștem vizibilitatea și modernitatea stațiunii de formă. Prin acțiuni de marketing și publicitate. Și mai departe vom vedea și acțiunile principale pe care dorim să le realizăm. De exemplu, materiale, publicitare, broșuri, cărți turistice, banere și pliante. Bugetul disponibil aferent proiectului va fi de 5 milioane de euro inclusiv TVA. Iar rata de cofinanțare aferentă orașului Târgu Ocra va fi de 2%. De asemenea, ne-am gândit și la beneficiile care vor fi aduse de implementarea proiectului. Vom începe cu beneficiile economice. Și ne-am gândit la stimularea inițiativelor dezvoltate în industria turismului, stimularea dezvoltării sectoarelor economice conexe turismului, agrement, alimentație publică, cazare, comerț, creșterea veniturilor la bugetul local, ca urmare a diversificării și dinamizării mediului de afaceri local. De asemenea, vom avea și beneficii de imagine, atragerea mai multor tipuri de turiști și creșterea numărului acestora, creșterea notorietății stațiunii Târgu Ocra, maximizarea potențialului turistic, prin creșterea vizibilității obiectivelor turistice, naturale și antropice. De asemenea, am luat în calcul și beneficii sociale. Creșterea calității vieții populației rezidente, creșterea oportunităților de ocupare a forței de muncă locale, tocmai ca urmare a investițiilor care vor fi realizate atât
De asemenea, am luat în calcul și beneficii de mediu. Creșterea spațiilor de aminajate, destinate relaxării și activităților de aliment, reducerea gazului de poluare prin promovarea mobilității ecologice a turiștilor. Bun. Acum ne întrebăm cum am putea să maximizăm aceste beneficii. Aceste beneficii le putem maximiza prin susținerea proiectului cu investiții private ulterioare din partea mediului de afaceri locale. Asta ce presupune? După finalizarea implementării proiectului, va trebui să identificăm investiții ulterioare care să ne ajute să avem dezvoltată partea turistică la nivel local. Investițiile ulterioare identificate de făcut de treia și multe de identificare. Și aici avem un extras din regula de punctaj, în care vedem dacă prin implementarea proiectului a fost identificate un număr mai mare de 6 investiții ulterioare, un punctaj maxim 50 de puncte. Urmând ca în funcție de investițiile identificate, punctajul se scade. Cum susținem proiectul cu investiții private ulterioare? Prin semnarea acordului de principiu pentru finanțare și completarea următoarelor informații. Denumire invitate, nume reprezentant, funcția reprezentantului, semnătură proiecte de investiții pentru următorii 5 ani, cu precizarea domeniului de activitate și numărul de lucruri estimat a fi creat ca urmare a realizării proiectului. Prin proiect ne propunem ca stațiunea balneoclimatică de Vâlcovna să fie mai accesibilă, mai atractivă, mai sustenabilă. Și, implicit, acest lucru putem realiza cu colaborare cu mediul de afaceri local. Aici se va încheia prezentarea mea. Vă mulțumesc mult pentru participare și sperăm și pentru susținerea care va fi acordată pentru implementarea proiectelor viitoare. Mulțumesc mult! Dacă sunt întrebări, așteptăm, încercăm să răspundem pe la mine. Toate străzile astea sunt prinse, ieșit drumul până la Salină? Care e cea mai mare problemă? Drumul spre Salina, începând de la Național, din curba spre Biserica Armenească, până la Salina, este prins pe proiect. Avem proiectare, avem finanțare, el se află în faza de prelicitație. Este prins drumul de la Salina, în același obiectiv, drumul de la Salina, strada Avram Iancu, în fața părajului, Ștefan Constantinescu și Vasile Alexandriu. Acest proiect care cuprinde 6 străzi a fost de mai multe ori în faza de licitație, s-au făcut observații la documentație, acum l-avem iarăși lansat, noi sperăm ca să facem această vară, pentru că este într-adevăr o urgență pentru Târgu Ocna și nu, pentru toată zona. Cam astea ar fi... Așa de
acestea sunt parametrii care putem stabila. Și eu am întrebat de dumneavoastră dacă îți poate fi prins în același proiect sau în proiectul pe care l-ați prezentat cu tine. În vederea acest lucru, am vorbit și de Sabina, acolo avem o problemă a proprietății terenului, sunt discuțiile care sunt promisiva. Noi pregătim o documentație pentru un schimb de teren și dacă reușim să facem acest schimb, peste podul de la Vulcina. Poate fi anunțat o parcare care să rezolve aceste probleme acum, pentru că, pe lângă faptul că drumul este rău, acolo este și o aglomerare, încât cei din zonă de la Vulcina nu mai pot trece în zile de sâmbătă și duminică, când este foarte aglomerat. Este în atenția noastră și, sigur, în colaborare cu Salina, putem discuta. Lărgirea șosele nu face parte din proiectul care am făcut acum, dar ținem cont și de această problemă, pentru că zona trebuie amenajată. Dar vreau să creați un am reținut aspectul și ținem cont de el. Am niște o primară de la Sălin, vă mulțumim. În activitățile și proiectele pe care vrem și noi să le desfășurăm și sunt convinsă că toți agenții economici apreciază beneficiile noastre de proiect. Și aș vrea să ne explicați un pic mai mult ca să vedem și studenții despre partea cu investițiile private care ajută ca și legitimitate și ce care ar fi exact capul lor și ce ar trebui să facă ei. Nu sunt acolo de una aveți sau care sunt ce anume și prin completarea acestui acord de principiu pentru finanțare, a trebuit ca ei, în momentul în care completează acest acord, să aibă deja un proiect de investiții pe care să-l prezinte sau? Nu. Proiectele de investiții vor fi avute în vedere după finalizarea proiectului pe care l-am prezentat. Adică proiectul de implementare proiectului cu siguranță va dura undeva la 3 ani. După 3 ani, după 5 ani de monitorizare, trebuie să demonstrăm, în cadrul acordului de principiu, că cel puțin un proiect privat a fost realizat în cei 5 ani de monitorizare. Noi, ca să putem obține contractul maxim, ar trebui, prin acest acord de principiu, să identificăm minim 6 proiecte private în perioadă, perioada de celor 5 ani de monitorizare. Dacă noi proiectul depuneam acesta, implementarea nu va începe undeva probabil în 2017 din a doua parte și va dura probabil până în 2019-2020. Și atât după 2020, trebuie să avem în vedere aceste tipuri de investiții private. Dacă venim într-o completare, scopul întâlnirii noastre este următorul printre celelalte. Dacă în sală se întâlnă că este un investitor, da? Doamna Vini, domnul Munteanu, spune, domnule, uite care e situația, eu am o proprietate, să spunem, pe strada Viilor, la Întâlnă. Eu intenționez să fac acolo, nu știu, un motel, o pensiune. Vă rog să țineți cont în proiect și atunci noi mergem cu strada, asfaltăm, aducem utilități, ca să nu facem noi strada Viilor și investiția să facă pe podei. De aceea sunt aceste discuții? Și atunci este bine ca viitorul investitor să vină, pentru că noi suntem în fața când acum proiectăm și putem să trecem și alte strase. De aceea vă rugăm foarte mult să vă gândiți și cei care vor să investească să vină alături, pentru că am dorit ca investițiile noastre să se plieze pe mediul privat sau intențiile mediului privat. Dacă vedeți Târgu Ocna, s-a dezvoltat ca și stațiune. În 2002 am obținut statutul, în 2013 am obținut și de stația primară climatică, dar primăria s-a ocupat de acreditarea izvoarelor, de acolo minerală, pe primărie și am luat licență pe primărie. Am făcut acest centru, dar mediul privat a venit imediat cu pensiunile și cu celelalte locații care asigură alimentație publică și vedeți că dezvoltarea, spunem noi, că este bună. Pentru că de 3 ani Târgu Ocna are mai multe venituri din activitatea economică decât din impozite și taxe locale. Da, vreau să clarific. Deci, ca să înțeleg la
mai bine. Este vorba de un acord de principiu pe care mediul privat îl semnează cu primăria respectiv, cu reprezentanții proiectului și asta ajută la punctajul pe care îl obțin. Dar din ce ați spus dumneavoastră, sunt două neclarități. Deci proiectul se desfășoară, se face, deci mergem din ideea, ajungem să-l punem în practică, după care se verifică și se dă punctaj dacă sunt 6 proiecte. Pentru că semnătura e ușor de strâns. Și eu vă dau un rapid. Așa, așa este, dar semnătura respectivă reprezintă și o responsabilitate, poate nu am mai văzut semnătura, care este o responsabilitate mai degrabă la nivel de mediu de afaceri. Păi, de aici vine a doua întrebare. Deci, la ce spunea domnul primar, având o idee pe investiție, vreau să fac pensiuni pe strada vie. Da? Dumneavoastră ne ajutați în sensul că ducem strada pe, deci veniți cu infrastructura în ajutorul pensiunii sau, mă rog, la obiectivul pe care îl fac. Și dacă nu fac, rămâne strada făcută. Deci e o pierdere? Că nu este o pierdere. Realizăm aceste investiții în infrastructură rutieră, în piste de bicicliști, în spații invers și prin aceste investiții atragem la rândul investiții din Europa. Da, dar eu spun și în situația, odată și nu există o formă de angajare concretă. Deci vorbim de o colaborare între mediul de afaceri și administrația publică. În condițiile în care nu există o cointeresare și o colaborare și cooperare în responsabilitate. Ajungem în faza, dacă ne aducem aminte, pe vremea lui Ceaușescu s-a asfaltat strada până la o cabană a lui Ceaușescu. Da? Deci, în loc să facem asfaltări în sate, în comune, am asfaltat pentru că trebuia să avem un tot acolo. De ce să fim puși în aceeași situație? Pentru că eu pot să vă spun că fac întăpăcat poftim în pensiune și așa văd și eu strada asfaltată, pentru că nu mai fac pensiunea. Dar am și eu asfalt. Sau o altă stradă, mă rog, în vârful domnească. Nu este nimic, dar eu am spus că fac ca să pot să văd asfalt. Deci este o cheltuială gratuită. Deci trebuie să existe o formulă ca totuși să nu faci cheltuială degeaba. Ok, prin proiect. În sine proiectul presupune că facem investiții cu rezolvă cu potențial turistic. Adică, poate... De spus e ușor. Asta și face. Că s-au făcut și stadioane. Asta e cealaltceva. Noi discutăm strict despre Volga. Avem aici ceva specific. Avem o stațiune mare automatică pe care dorim să o modernizăm, să o dezvoltăm, să o facem mai cunoscută. Cum? Investiții în infrastructură rutieră. Acum, nu o să ne gândim că persoana îndrăjește să-și facă pensiune în studii și noi gata, avem proiectul să facem proiectarea respectivă. Noi avem un nucleu de investiții care le-am gândit și ne dorim ca prin acest nucleu să atragem investiții din domeniul privat. Nu toți vor fi, să spunem, mulțumiți sau arătați în lucrăm, poate vor putea strada spre pensiunea respectivă. Dar, zonele de interes, să spunem, turistic, vor fi realizate prin, vor fi modernizate prin proiectul. Nu pentru orice. Nu, pentru cei care dau de principiu. S-a devenit cam complicat. Da, adică bine, probabil, s-a spus, 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 se dau de societăți care au și potențialul și bunăluința și putința și credința în o face. Strada Tăbăcată, mă bine, pentru degrăirea dumneavoastră, sigur că putem fi și putași, putem să presupunem. Exact. Deci mai bine am dat-o pe aia despre dumneavoastră. Am reținut. Strada Tăbăcată este licitată, este de finanțare, urmează să intre în lucru acum, pătată cu strada Vinșoara, strada Căptambușilor și Daniela Caură.
el să compra toate la pachet și în acest an să vă începe lucrurile și pe strada de locare. Da. Haideți să rugăm pe domnul primar și pe domnul Asta, vă doresc să-i rugăm pe el. Bună ziua! Încerc scuze pentru care am întârziat motivul obiective ca să mă spus așa ceva. În primul rând, aș vrea să te mulțumesc pentru primarul la drumul, că ne-a invitat și pe noi, vecinii de la Sărbun Moldova, să apreciem faptul că chiar dacă suntem din zone politice diferite, nu sunt aflat de nimic frecvent și vedem mai înainte de toate rezolvarea problemelor comunităților noastre decât ale noastre personal. Aș referi strict la această întâlnire, această dezbatere, este, de fapt, prima, a doua, a doua în care noi ieșim în public și ne spunem punctele de vedere, dar am avut discuții cu personaj, cu staff-urile noastre, în așa fel încât să vedem această zonă, o castelic, o zonă turistică, care să integreze ambele facilități și facilitatea dumneavoastră de sare, de apă sărată, ce este aici, pe Dusalin, și facilitatea noastră de ape minerale, microclimat și ce putem noi oferi la Sărbun Moldova. Aș vrea să identificăm, în primul rând, această lipsă de încredere a potențialul investitor în administrația publică locală, pentru că dacă nu ar exista aceasta, sigur că sala ar fi fost mai plină și noi am și sunat agenții noștri economiști să vină, cu mai mare încredere în administrația publică locală, ce o să mă stăm în modul aici și nu vreau să comentez despre tribuna. Din această cauză vreau să transmit un mesaj că fără încredere reciprocă, noi nu vom reuși. Împreună cu domnul primar și cu domnul director Asante de la Agenția de Dezvoltare Nord-Est și nu numai. Și Comunitatea Europeană nu mai susține ca până acum niște proiecte aruncate la stânga și la dreapta, ci susține acest parteneriat din care se spune plus valoare. Și apropo de ce spunea dumneavoastră, următoarea etapă 2020 de finanțare va punta foarte bine dacă s-a îndeplinit acest contract de care făcea dumneavoastră de vedere sau nu s-a îndeplinit. Și atunci, următoarea finanțare se va face pe baza punctajului obținut pe această etapă. Deci trebuie să uităm, din păcate, să nu au pierdut această posibilitate de a finanța fără niciun fel de legătură cu agenții economici, de a finanța nevoile comunității și avem probleme mari pe canalizare și pe apă și nu mai. Sperăm ca, măcar acum, să putem fructifica aceste fonduri și să arătăm agenții publici care, ulterior, sprijinul acesta se va dezvolta în venituri la bugetul local cu care vom putea dezvolta comunitatea. Știm cu toții că pe lângă ce opționa să ne luăm, pe lângă stațiuni, avem și cetățenii și cetățenii noștri sunt defavorizați pentru că suntem pe de o parte oraș și nu avem acces la fonduri locale, pe de altă parte suntem în această situație pentru că am venit astăzi cu o valoare climatică și fondurile sunt limitate la ce spunea dumneavoastră. Încă o dată reiau această nevoie de comunicare, de colaborare, poate chiar de a exprima din fața de studiu de refezabilitate, de fezabilitate, chiar și a investitorilor. Vreau să fac un centru spa în locul Butare, ca să nu își pună și un alt investitor și la un moment dat să nu fie fezabil, să nu creeze plus valoare. Sustenabilitatea este un cuvânt care astăzi se folosește foarte mult. Și eu cred că trebuie să vedem toată dezvoltarea noastră într-o perspectivă de sustenabilitate. Atât din partea administrației publice locale, care trebuie să acopere nevoia investitorilor, în primul rând, și după aceea cetățenilor, sau simultan, dacă s-ar putea, și
la fel din partea investitorilor, să nu mai facă investiții decât după ce și-au studiat foarte bine direcția pe care vor să investească și după acest studiu să reiasă că investiția respectivă este fezabilă și va crea zonă. Încă o dată mulțumesc și sper să fie doar un început și să ne vedem mai des, într-un cadru mai amplu și am încredere că aceste întâlniri nu sunt zadarnice și vă invităm și la Sfântul Moldova să discutăm și la noi despre dezvoltarea zonei. Am comentat foarte des Valea Trotușului. Vedem nu numai Valea Stănicului, care se termină la Tăpogna, ci o vedem într-un ansamblu. Spunea un primar de avantajul care l-a creat Tăpogna, fiind un pas înainte sau mai mult, nu știu, nu pot să măsor acum. Aveți punctul de informare turistică, aveți o infrastructură care trebuie fructificată. Chiar și de Stănuceni, chiar și de Voineșteni, chiar și de Pămâneșteni, Pămâneșteni. În sensul în care să organizăm aceste deplasări de turiști, să le facem mai mult decât au acum și poate în felul acesta vom atrage mai mulți turiști. Am fost surprins plăcut să fiu invitat la o acțiune a publicului și zonii care locuiesc și zonii care se desfășoară activitatea de o bună bucată de an. Vreau să îmi permite să fac cuvântul meu în două părți. Prima parte, de ultima, sunt la al treilea proiect european, știu ce înseamnă proiect european. Și se pare că dumneavoastră, așa cum spunea ceilalți înainte și domnul primar a precizat că vor mai fi, vreau să considerăm o informare că doriți să faceți un proiect, dar trebuie să gândiți cu ceva mai concret și aș spune un lucru. În primul rând, prin activitatea mea la nivel de țară, am fost în schimb de experiență în străinătate, acolo de mult am venit în Serbia, dar aș vrea să spun partea de aici, de la, care o știu băcălare, nu știu că foarte mulți au fost acolo de lucrători. Pentru că e ceva frumos și e vorba de partea de ape termale de dincolo de granița României, în Ungaria. Paitul, Sopot, Lozumacu, Debrețin, Seghet, unde acești investitori și aceste orașe au făcut o asociație regională pe partea respectivă. Și-au dat mâna toate ceea ce le-a dat, să spună domnul primar de la Slăin, și-au conceput un proiect foarte bine concretizat și au zis, noi vrem să facem chestia asta. Eu vă spun că trebuie urgent făcut, am participat cu domnul și Ochin la clusterul de la Tușna, unde de asemenea se dorește să se facă o chestie alt cumva, dar eu zic că clusterele au pornit și nu știu ce vor fi. Dar asociația care are un statut și care are niște responsabilități de la ceva. Și de aia zic că dumneavoastră trebuie să concretizați mai bine acest proiect în sensul să, dacă se realizează, pentru că e vorba de 5 milioane de euro, partea primăriei pe chestii cât 2%. Deci trebuie să știi și cetățenii și investitorii, doamne, pentru cine trebuie să face proiectul ăsta, care va ajuns să fie util. De exemplu, v-a spus un lucru. Am înțeles amenajarea parcului Mădura. Toată lumea am înțeles. Dar nu știe nimeni ce să facă. Deci trebuie concret spus. Doamne, vrem să facem un parc, asta, asta și asta. Unde trebuie să atragem. V-aș da exemplu care l-am spus și la alte, în alte părți, a fost la Lozan, care a fost și dumneavoastră, mai știți, este un lac acolo, un parc. Unde este desemut un leu, zice aici, pe lista de 4 de euro, nu știu ce, și ți-a 10 euro. Nu se vizite de acolo. Noi avem foarte multe obiective și îmi pare rău că, acum, din iarăși pe o chestiune locală, aici am fost cu turiștii, eu duc turiștii fiecare de sâmbătă la Mădă. Și am zis că nu mai duc de acum, pentru că mi s-a părut că atât cei de acolo, beneficiare, și nu am nimic cu biserica, dar în ferește, m-a ajutat foarte mult, părintele poate să spună la construcția, m-a ajutat foarte mult, poate mai mult decât mulți alții, care se dau evlatoși, însă nu
întreținut. Eu înțeleg că el nu are posibilitatea să pună asfalt. Am înțeles de la domnul primar că există un proiect să se repare, drumul să reabiliteze, dar să dai lemnele și frunzele prin șanț, nu e un lucru care trebuie să vină cineva din afară sau să vin eu de la un restaurant sau de la un hotel să fac acolo. Pot să fac munca asta patru, ca să schidez. Dar trebuie și ei să fac, pentru că acolo duce turiștii, fac niște cumpărături și este un chestiune prin care ne cunoaștem. Deci se cunoaște Târgoviște. Am fost la Târgoviște. Trebuie pus în evidență mai mult și țin foarte mult la chestia asta. Uitați-vă ce s-a făcut la Mărășești, ce frumos a fost reamenajat mausoleul. Acest mic muzeu care l-a avem noi cu monumentul la Mărășești. Vreau să se știe foarte bine că acest deal de la monument până în Cireșoaia au fost cadavre, au fost sânge și noi nu știm să prețuiți. Și nu știți să din Marfa. Aș vrea să spun, pentru că a venit domnul primar din Zărmănești. Sunt niște morminte la Zărmănești, la apropierea centrului fostului Cămin Cultural de acolo, unde vin niște nemți anual, să-și vadă cele patru morminte unde au fost nemții anglobați. Noi avem foarte multe. De exemplu, m-am întâlnit odată cu domnul director Cristi Cipotal, cu niște ucraineni la cimitirul eroilor sovietici. Deci, vedeți, mă verificăm toate chestiile astea. Și atunci, de asta aș zice că la proiectul dumneavoastră, care mi se pare foarte, știu cum, bine venit, se concretizează. Și aș vrea să rog, dacă nu îmi deranjez, să fac câteva precizări. Noi, la nivel de țară, am discutat foarte mult, chiar și joia trecută, la nivelul Ministerului Dezvoltării, ne-am făcut o ședință, că s-a început o euforie cu aceste piste de biciclete. Noi trecem dintr-o extremă în altă. Când câinii sunt dăunători și pisicile câinii bolnăvim la lumii prop, când trebuie să-i protejăm mai mult decât pe noi, și aici la fel și cu biciclete. Noi nu avem în orașul de zbogna o centură. Și trebuie să ținem cont. Putem face piste de biciclete în condițiile aglomerării care există pe străzile noastre sau să mergeți să numai teorie. Deci, adică, trebuie să facem, dacă e posibil, facem, să zicem, și poate s-ar putea pe cărta, nu știu, nu știu dacă ar fi de noi. Dar dacă nu, să facem aici în parc. Sunt prieteni foarte mult. Cine dorește să facă puțin sport sau un alt loc? Și aș dori, de asemenea, să rog insistent în proiectul dumneavoastră să se amenajeze cele două gări. Pentru că sunt poartă de intrare în oraș. Sunt oameni care din greșeală vin la gara mare, ceea ce, din păcate, îi dezavantajează că trebuie să iau un taxi în oraș sau până la autogar pentru sărit. Și sunt oameni care locuiesc și nu se pot mândri cu acea gara care, dacă cei mai în vârstă și aduc aminte, noi aveam vedet cu gara din Târgoviște. Aveam vedet cu acest pat, care era foarte frumos. Și sper să devină, să redevină. De asemenea, gara de la Halata Salina. Era o gara excepțional de frumoasă. Eu, în 1975, când am călcat prima dată în această gară, am fost surprins de gară. Era un stil în care a fost construită și, în față, când am ajuns la scări, m-a uimit parcul, care astăzi mă întristează. Sincer, trebuie să se rezolve acest parculeț, să redevină ce a fost. Sigur că, așa cum am spus, vrem să facem lucruri de joacă, vrem să facem foarte adevărat. Dar parcul acela din centrul orașului era un parc pentru delectare, pentru altceva. Poate jocurile de copii se găsim undeva colateral, nu știu. Există, tot în apropiere acolo sunt locuri. Pentru că trebuie făcute o amenajare. Să uităm în parcurile din Pesc. Eu am fost în toamna anul acesta și domnul Rostel de la Casa Creangă a fost la stațiunea Lapsițe și, cum să vă zic, te uimește parcul de acolo. Și nu este, să știți că nu au făcut niște amenajări extraordinare, ca să zici, pe terenul care a fost, au plantat, au făcut și e păcat. Deci, a doua chestiune care aș vrea să rog să fie prinsă în proiect este piața orașului.
indiferent cine vine în oraș, că este turist, este doar în tranzit, ajunge în viața care este o rușine a orașului. Cu chiar dacă supăr pe cineva, este o rușine. Trebuie să ne facem o viață frumoasă și aș vrea să, să vedeți în stațiune și aș vrea să, dau exemplu care nu este proaspăt în, minte, pentru că noi stălim în Lăba mereu, zicem că să se muim cu Carlo Vivare, să vedeți viața la Carlo Vivare. Este ceva de nedescris. Carlo Vivare a fost stațiunit cu un singur pieseș, deci cu un singur izvor care a dezvoltat industria de acest izvor. Am discutat cu domnul primarul la Zănic și sperăm să facem acolo la Zănic cu echipa care este lucruri care să uimească și cei care știau Zănicul de acum 25 ani. De asemenea, aș dori și cred că nu aveți de ce să, găsim o soluție. Este foarte bine centrul acesta de informare, mă rog, are destinația lui, are știu eu, atribuției lui, dar niciun turist care ajunge în Târgu Ocna, indiferent din care parte vine, nu va veni până aici. Nu știe să ajungă. Și atunci cred că acolo, chiar în centru, trebuie făcut un centru, deci o chestiune așa, o, un adevărat centru. Să zic, două cănuțe acolo sau ceva frumos, dacă vreți să vă spun și dau exemple pe care le cunosc la Sovata, s-a făcut acum de curând. Un centru de îndrumare și de, cazare și agrement, unde îl îndrum pe un dumneavoastră. Te duci și în vizită la salire, deci în vizită cu tare lor. Ai cazare la pensiunea Irena. Acum spuneam, domnule, că într-o zi mă întreba cineva, nu știam unde. Nu știam unde, ce să fac. Pentru că mi-a fost rușine, că erau niște moldoveni care mă știau. Și zice, domnule, am auzit, nu știu unde. Așa. Și zic eu că este cel mai bine, pentru că dă foarte bine când oricine trece, ce costă, mă, centrul de informare turistică. Trebuie să fie ceva mare. Și să nu ne ferim de... trebuie să punem afișe mari. Știu că toată lumea se ferește de acest afișaj pentru că plătește o taxă de... publicitate. Nu publicitate, taxă de firmă. Așa se spune. Taxă de firmă, spune, parcă la primărie. Ei, hai să facem mai mare. Și... de asemenea, aș vrea ca intrarea în oraș, care la fel, din partea de la Onești, cumva, arată mai dinișor. Și probabil că va arată și mai bine. Sunt condiții ca acolo toți care sunt să facă mai frumos. Dar intrarea de la Comănești este groaznică cu ceea ce se întâmplă unde a fost construit pe el. Eu cred că poate Târgoma are puterea să oblige, dacă pot să fiu așa de, categoric, această societate sau cele societăți care sunt acolo și să facă ceva care să arate că intrăm într-un oraș turistic. Nu intrăm într-un oraș balastire sau cu copile aia care sunt groaznice, groaznice. Și nu vă spun de la mine, vă spun din partea turiștilor. Iar dacă vreți să vă spun, am spus, haideți să luăm din exemplu altă stațiune. Eu sunt dispus să am microbus business class 8+1. Domnul Costică mai fost și domnul primar mai fost și în Ucraina. Putem să luăm și în unul, putem să luăm două microbuze, chiar trei, și să mergem să vizităm niște stațiuni și să luăm câteva exemple ca într-adevăr să implementăm în acest proiect ceva care să atrage și să fie ceva nou pentru zonă și pentru România, deci să nu spunem. Așa, dacă facem la... am văzut acolo un plan și dumneavoastră, nu știu, chestiuni sunt bine, dar părerea aceasta este. Și dacă nu este permis, de fapt am discutat cu domnul primar, aș vrea să alăturați și strada Aurel Marecu, pentru că cel care, cel puțin cel care a făcut serviciul ăsta, serviciul sau spălătorii, nu știu ce face partea alaltă, din ceea ce face o pensiune și eu vreau să fac la fel. Acum, vin și eu ca doamna tine. Numai că eu, ce spun și fac, se... în rest, din punctul meu de vedere, aș spune că ceea ce pot să aduc în bine pentru proiect sau pentru
cei care sunt mai proaspeți, să doresc să vă pun la dispoziție. Și dacă sunt probleme, să uitați, astăzi, de exemplu, nu văd pe doamna Ivanov. Doamna Ivanov este cel mai mare, știu, obiectiv turistic și de tratament, și de rutină, și de ce vreți, și ea în mijlocul orașului. Și acum, însă, aș face și o dezvoltare. Sigur, și uitați că era să uit, sigur că e bine să fie toată lumea, mai ales că e o acțiune la orașului, că, așa cum spuneați dumneavoastră, acest proiect și acțiunea care e salutară de partea primăriei să creeze acest proiect, este în binele oamenilor pe locuri de muncă. Eu am avut cupeul la ședință, la Eforie, acum 3 săptămâni, doamna ministru, să spun să se încedeze cu acest ajutor de plângă, care eu așa o spun, adică vorba de ajutor social, deoarece, și cred că toți colegii mei sunt în asentimentul, nu mai găsim oameni să angajăm. Nu vine. Are ajutorul de plângă, cum zic eu, și cu 2-3 alocații, am 16.000 de lei, nu vin la program, la tine, am 80 cam alta, nu mă vin. Înțelegeți? Și trebuie să încercăm, că dacă ne tot lăsăm așa, vedeam într-o dimineață la televizor că se voia ca ajutorul ăsta să fie mai mare decât țara lui de economie. Cred că vrea să zice de rău toată țara asta. Și de asta zic că vreau să cred că trebuie să mai concretizăm în cele proiecte exact ce trebuie în fiecare loc. Pat, părculeț, cum ați și nasă. Și mi-a alăturat, dacă mai sunt anumite obiective. Dar țin foarte mult să realizăm aceste. De exemplu, foarte puțină lume și a venit spre rușinea noastră să ne spună cineva, dom'le, vreau să văd Târgu Trotuș, primul oraș de pe Valea Trotușului. Înființat primul oraș. Și ăștia la Trotuș n-ar putea să explice niște bani, să pun acolo 6-7 bolovane și o chestie. Aici a fost primăria orașului Târgu Trotuș. Știți că toate sunt legende, dom'le, în turism, aici de legende. Hai să ne învățăm să fim și noi ca occidentali. Noi tot o luăm așa, noi avem foarte mult. Era la atmosfera un bolovan și să urcați pe parcel mare pe cap, era mic. Clodul stă de acolo. Ce să nu creem? Eu am dus oameni și la Bogdan, arătându-i biserica lui Ștefan cel Mare, și m-am spus că mă vreau numai tu. Acum vreau să duc la funcția locală, pentru că mă vreau să foarte rău drumul, străi mașini. Și zic că trebuie să facem mai multe legende din care să trăiască orașul și să rugăm și artizanii să facă. Am spus, mergeți la care o privare, de curiozitate să vedeți o industrie care e dintr-un singur izvor. La probleme cu care domnul Munteanu ca să nu te mai vreau dumneavoastră, parcă mă vreau. Avem o asociere, Consiliul Județean, lacul cu apă săracă, lacul fără fund, așa cum știe toată lumea, se vrea pe lacul. Vrem să-l facem lac de agrement. Avem un contract cu Institutul de Proiecte de la Cluj, au făcut foraje, verifică salinitatea, verifică nivelul și noi sperăm ca să ne dea verde pentru a putea să-l amenajăm ca lac de agrement și va fi un alt punct de atracție, pentru că este un lac cu apă săracă, are suprafață de hectar și doar s-o lacă mai în asemenea lac ca nostru. Referitor la tot aici în parc, în colaborarea care avem cu Consiliul de Țin, 20% noi și proiectele facem noi și fac, finanțează diferența, 80%. Avem și terenul de tenis. Drumul la Mănăstirea Mogura este la Consiliul de Țin, am făcut intervenții, sperăm că avem președinte la Consiliul de Țin să ne înțeleagă și să facem acest drum care este de 10 km și care să vedem să facem în putere. Curățenia și șanțurile, am început activitatea cu părinții de la acel de care și o să facem cu proiectele și șanțurile acolo. La un moment dat, avem un proiect și un moment istoric, nu facem obiectul discuții de astăzi, dar noi o facem. Vrem ca toate bisericile din oraș să le trecem în acest proiect. Am vorbit cu primele Bătăboc și cu cercii părinții de Bogna. Avem o problemă de proprietatea bisericii și a terenilor. Noi sperăm să se rezolve. Oricum, datorită Bisericii Armenești și Cimitirilor Sovietici, noi avem cel puțin 2 întâlniri cu armenii și vin câteva subiecte aceste întâlniri și pentru că este un lucru foarte bun. De asemenea, cu Cimitirilor Sovietici, am trimis scrisoare în toate țările fostele Uniunii Sovietice. Și să știți că anual vin turiști la acest centru, la soldatul Arnav, care a fost și episcopul din București,
de la Biserica Ariană. Care este Gornea? Dar nu e episcopul de Gornea, ci e din Biserica Ariană, o dată de 2000 la 1, da. Avem, de asemenea, în centrul orașului, Casa Alina, cu parcă de la Filo, este prins în proiectul de care vă spunea și domnul director. Vrem să facem un amenajare din parc, din Gara Salina, spre parc, o altă intrare și până la autocară va fi a doua etapă de modernizare a străzii Victoria. Și atunci, domnul Mitranu, când îți coborăți din gara, mergeți mai rar cu trenul, vă să vă spun părerea de director. Eu vă dau jos mai greu din gara. Acest centru de informare, că l-avem în parc și l-am instalat chiar în centrul orașului, lângă Fântâna Artesiană, intrările din despre Comănești. Acum, terenul de la fostul IPP este dat în locație la societatea. Da, știți că au venit. Și are intenția de a proți acolo și a face un depozit de materiale. Noi am hotărât în Consiliul Local dublarea impozitului pentru terenurile care nu sunt îngrijite, ca și locuințele care sunt îngrijite și sperăm să terminăm cu acele câte la case care avem, gen vis-a-vis de hotelul Măgura, avem și la intrarea oraș câteva destul de urâte. Pe doamna Ivana, am invitat-o personal, am vorbit cu dânsa, este plecată la mare, mi-a spus că trebuie să reprezentat, dar nu mă vede, nu știu dacă este cineva aici. Sigur că vom discuta la o viitoare întâlnire și cu primăria Trecutorului și Bulgărești și toate localitățile din împrejurii. Ne-am avut întâlnirea și la primarul primar și cu primarul de la Trecutorului și Bulgărești și Comănești, pentru că se dă tot în toată zona. Alte probleme. Domnul primar, îmi trebuie să te curta, sunt două chestiuni. Una, dacă m-am ascultat, eu în moment am militat pentru, pentru că având o pensiune la Sovata, eu chiar și azi de greață, la prima oră, de la Iași, cu familie, intrăm la Sovata. Eu sunt total sunt cineva și vrea Sovata, că dacă e de la Francia, Galați, Botoșani, Suceava, Neamț, noi am toți brașii. Pentru că știu ce reprezint. Un lac și atât. Eu aș fi foarte bucuros să se întâmple acest lac, ca să nu mai vină și motorina de la Solivea, la pe care vină ce este. Și vă spun că am promovat foarte mult ștrandul la Zarina. Cred că cei de asemenea trebuie să mă premieze de treaba asta. Și mai ales în Moldova. Pentru că mi-am explicat, mă vină două zile la ștrandul la Zarina. Să vezi cum și după aia, să vedem cum asta. Până asta este un semn. Și după aia să vedem ce se întâmplă cu lacul de acolo. Și a doua chestiune, domnul primar, aș vrea să veniți acolo. Am văzut că faceți o publicitate și chiar și industria, deci publicitatea serii face o publicitate. Pentru publicitate se face mai mult, dar o publicitate agresivă, măcar în județele Moldova. Începând, zic așa, dacă permiteți, de la Constanța și până la Botoșani. Pentru că acești oameni se duc în alte stațiuni. Vă rog să mă credeți, săptămâna trecută am deja vreo 6-7 familii din Bacău care vor la Sovata. Neaia e, pur și simplu, când eu, și vreau să precizez, nu am lucruri la spălinii. Și tot Zărinică ocupat, doamna principală să profilim și ceilalți colegi, însă mă ia drag că la urmă se duc acolo. Știu de ce se duc. Că bazele de tratament de Sovata sunt identice cu cele de la Târgoviște și Zărinică, vă luat. Iar lacul ăla este la două luni. Și în rest, iar fac spa. Spa care poți face și în Banco și în Șură. Ori, orașul Târgoviște și Zărinică, și mă bucur că cei doi primari se gândesc și colectivul consilieri, pentru acest lucru, că are un potențial extraordinar în zona asta și chiar în România. Domnul Montean are dreptate, dar să știți că anul ăsta, spre deosebire de anul trecut 72 ani, cei care au fost la Salina of Pride, din foarte cântați, de când s-au urcit două orizonturi la mine în Salina, și spun că n-au mai găsit așa un aer bucurat ca Lina Salina. Dar pe când și îi drumul, scădeți, domnul primar, cum îi spun
locuri. Dar ce să facem orașul ăsta frumos ăsta ca să fie mai multe mașini? Mai este o problemă foarte gravă anul ăsta. Câinii de pe stradă. Dacă vă pun niște înregistrări, că noaptea, toți câinii care sunt mai maidanești, circulă și îi stârnesc pe ăștia la alții, curțile astea la lui, eu am avut turiști care au zis, îi dați-mi bani înapoi, că eu nu pot să dorm în zgomotul ăsta de câini. Sunt foarte mulți câini, nimeni. Eu i-am spus și domnul Vici, care se presupune fi gospodarul orașului acum, și a spus, n-avem ce să facem, asta este problema. Cine îi hrănește, noi îi ducem pe parte, alții îi hrănesc, pe aia care îi hrănesc, pot fi amendați și pot fi, dar câinii trebuie strâns, s-au mulțit extraordinar de mult. Acum când am venit în coace, la gaz erau 5-6 câini, în centru sunt la zafira lor, cred că le dă mâncare acolo. Este groaznic, noaptea, câinii, latră, în continuu, în continuu. Mine au plecat turiști, eu sunt la stradă, ce să fac? Dacă pe acolo se duc și la deal și la vale câinii, nu mai pot dormi. Asta este cea mai grea problemă care este acolo. Apropo de câini, aveți doi bolnavi de lepră care se plimbă în piscina orașului Țărcuovna, sâmbăta și duminica, când este lume mai multă. Deci, efectiv, n-ai gaură pe care s-o ascult, că sunt prea slab. Și printre șezlonguri se plimbă o cățea cu cui și doi leproși. Deci nu mai au plantii. Păi atunci, când ești turistul, ce să creadă? Când vede că el vine, vrea să doarmă, vrea să urmească, dar nu fac până la lui. N-am reușit. Am încercat, dar nu trebuie. Da, să vă dau două răspunsuri. Mă asigur, domnul Teanu Bolacu, de agrement. Noi sperăm că acest lac să-l putem face. Efectul de la Sobarta se poate întâmpla și la noi, pentru că pericul de a produce... Care mai puțin taxarea aia, care este oribilă. Nu, dar am rezolvat problema cealaltă. Am discutat cu domnul director de la Școala Națională de Suboficieri de Penitenciare și o să dea mai multe permisii băieților în oraș, am făcut ceva pentru toată lumea mulțumită. Și vreau să mă leagă fetele la Sobarta să bată pe tata, cea să ne-am creat în bol. Plus calificare, punctul, marcare, tot ce trebuie. Referitor la câini, zis că acțiunea câinii se face săptămânal, va trebui să acceptăm sau să accelerăm această activitate, în sensul că să o facem de mai multe ori. Eu v-aș ruga să luați poziție și față de iubitorii de animale, pentru că avem câteva puncte în oraș și la geuri doamna Iumaș, la locul la domnul profesor Cercel și mai sunt câțiva care au devenit iubitori alte animale, la locul Ercinci, am găsit un adăpost de 25 de câini, la loc la fel, încercând să facem o acțiune care să eliminăm tot acest câini, dar vă rog să le sprijiniți și dumneavoastră, pentru că atunci când vin, ați văzut, au devenit destul de, să spun așa, activi iubitorii. Noi avem un adăpost de câini mai ieșite din oraș, în o echipă, merit veterinar cu tot ce trebuie. Cam astea sunt problemele. Ce ți-ai dar fiecare miercuri, ieri am avut acțiune, de exemplu, și încercăm să terminăm. Problema care a spus doamna Miri, doamna a pus pe Miri, doamna Miri pusă astăzi de pe șotii, nu cred că există așa ceva. Și dacă există doamna Miri, imediat prin băieții și intervii. Nu cred că avem chiar câini, ziceți dumneavoastră. Dar fiindcă doamna Miri are activitate aici în parc și dorește să vină în anumiți clienți, dorește să-i sperie pe ceilalți, așa că nu a fost. Domnul primar, la problemele de publicitate a orașului de la stațiunilor, ați văzut că Herculane, ieri a fost o emisiune la România Furată, unde ghidul de la Herculane spunea că este un aer extraordinar la Herculane. E, vreau să vă zic că pe net, ce spune că cel mai bun aer care există în Europa e la Stalin Moldova. Nu l-am făcut eu ca să mă laud cu el. Și așa, aș vrea să se laude și Stalina Târgovna, pentru că componenta chimică a sării de la Târgovna este mult mai bună pentru terapia care au nevoie bolnavi. Pentru că așa, eu, de exemplu, am oameni care vin din Ucraina, unde au Stalina la 50 de metri, dar Stalina lor este cu sare potasică și n-are ce căută la... Stalina Târgovna este minunată. Ok? Stalina Târgovna este minunată. Deci, nu vreau să începem cu răutăți, că e frioritate sau nu. Problema este că trebuie ca să marșăm și să... V-am spus, trebuie să ne lăudăm. Să știți că Sobata a luat o amploare prin publicitatea de dedesubt. Adică,
patroni care sunt evrei au făcut publicitatea pe dedesubt așa frumos și s-a luat aderența cu un punct extraordinar de... Da. Eu aș dori să mă apreciez aici că domnul Munteanu și domnul Alexandru am fost în logistă în Ucraina. Primăria Târgovna este specifică cu Cricova din Moldova. Încercăm acum să ne facem înfățire cu două orașe din Moldova, cu Călăraș și cu Ieminez. În Ucraina avem înfățirea cu Cetatea Albă, cu Avangarda lângă Odessa, satul Oca, stațiunea de lângă de pe Călărul Mării Negre. La zi de orașul vom avea peste 100 de invitați din aceste localități, dar domnul Munteanu este premierul în relație cu moldovenii. Ei sunt foarte interesați, așa cum spunea și dânsul, de Moldova, acum în vedere că au pierdut și Crimea acum. Și atunci noi trebuie să facilităm aceste întâlniri. Vine de data asta și un primar la 250 km de Odessa, de la Gora, Creștina, de pe prima dată la noi se facă ce este. Și eu cred că este bine să facilităm această întâlnire la Gora, pentru că, într-adevăr, așa cum vă spunea și dânsul, bine să oprim aici, să nu treacă funcții la curate. Dacă mai sunt alte probleme, dacă nu, eu m-aș invita să vedeți un pic centru, să vedeți și întoarce cu apă minerală, să vă mulțumesc frumos și la viitoarea întâlnire vom aduce și alte localități în Grecia, dacă nu aveți. Sau ceva, dar vă mulțumesc de 5 poți să le aveți.